Încă de la primele ore ale dimineții, severinenii au luat cu asalt strandul balnear din Schela și asta din cauza temperaturii foarte ridicate, care a pus stăpânire în ultima vreme pe oraș. Cum suportați canicula? Da. Aici, bă, aici o suportăm extraordinar de bine. Deci aici e foarte bine, da? În apă. Facem și tratament. Mai scăpăm și de caniculă. Mai trecem și la o pericică pe acolo ca să facem funcție interioară. Întrucât apartamentele au devenit adevărate doare încinse, oamenii au hotărât să se răcorească în bazinele strandului. Canicula i-a scos pe severineni din case. Cei care n-au avut bani nici de mare, nici de munte au dat fuga la strand să se răcorească. De apă rece, să tot vii pe aici așa. Foarte frumos la strand, mai ales dacă și ai afecțiuni. Asta e a patra zi, am gută și reumatism. Mi s-au umflat picioarele, laba piciorului și a doua zi deja stau bine cu mi s-a desumflat, mă simt foarte bine. Deci profitați de ultimele zile de vară. Da. Temperaturile tot mai ridicate au determinat pe locuitorii județului Mehedinți să apeleze la diferite soluții pentru a se răcori strandurile și piscinele de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, dar și din celelalte localități ale județului reprezintă o variantă pentru cetățeni. Este să știți că e mai bine, dar până în ora 12:30, 1, n-am venit niciodată să stau mai târziu de ora 12:30, 1, fără un ser, cel târziu sunt plecat. Dar totuși e suportat și face bine și apa asta termală, cel puțin pentru mine. Deocamdată mă simt bine. Sunt e a doua săptămână când vin cu regimul ăsta și e bine. Deocamdată. Să vedem când și-o face efectul. Și acasă ce-ți va să mor de cald? Mai bine pe aici. Oamenii, pe lângă faptul că au venit să se răcorească, își și tratează anumite afecțiuni pe care le au și se declară mulțumiți de efectele benefice pe care le are această apă. Severinenii profită de ultimele zile de vară, relaxându-se la strand alături de o băutură răcoritoare.